Asta înseamnă că este un timp mai intim, un timp mai degajat, un timp în care venim să stăm în rugăciune unul pentru altul, pentru problemele noastre. Asta înseamnă că nu avem o predică duminică seara, dar totuși avem o meditație, un demn din cuvântul Domnului. Conștientizez că pentru mulți dintre voi încă este ceva dificil ideea aceasta de a împărtăși împreună cu ceilalți frați probleme, cauze și așa mai departe. Mă gândeam la faptul că cei din tâi ucenici, cei din tâi creștini, în fața de apostolilor, că mergeau la adunare și aveau toate de obște. Vindeau totul, puneau totul într-un loc și împărțeau tot. Și în ziua de astăzi, în ceea ce noi numim creștinism și religia creștină, nici poverile nu mai vrem să le avem de obște. Este foarte greu să împărțim și greutățile. Să nu cumva să știe cineva că eu am o greutate. Să nu cumva să știe cineva că eu am o problemă în familie. Să nu cumva să știe cineva că la Radu i-a luat permisul. Apropo, la Radu i-a luat permisul astea. Este foarte supărat, se ascunde bine, dar este foarte supărat că s-ar putea să nu poată conduce un timp. Este ceva ciudat ca să-ți ridici glasul și să spui în fața unor oameni care pe unii cunoști mai bine, pe alții mai puțin, care sunt problemele tale, care sunt nevoile tale. Dar nu este ceva neobișnuit. Nu este ceva neobișnuit pentru oameni care sunt copii al lui Dumnezeu. Așa că sunt convins că cu timpul ne vom deprinde și vom realiza într-adevăr că suntem mădulari în același trup și vom avea libertatea ca să ne purtăm unul altora poverile. Scrieți cu mine în cartea Isaia, la capitolul 1, am hotărât pentru un timp, probabil mai lung, ca să mergem în paralel cu ciclul din Evanghelia după Ioan, duminică dimineața, să avem o serie de meditații din Isaia. Isaia fiind o carte profetică care dezvoltă foarte bine planul de mântuire al lui Dumnezeu și cred că se leagă foarte bine și echilibrează Evanghelia după Ioan. Așa că vom începe în această seară capitolul 1 și vom continua în mod secvențial în paralel cu mesajele din Evanghelia după Ioan. Țineți Biblia deschisă, dacă nu aveți o Biblie, mai sunt cred că aici în față, nu știu dacă sunt și în spate. Vom parcurge prima secțiune a textului până în versetul 20 și vom încerca să culegem anumite lucruri care sunt relevante pentru noi astăzi. Până la versetul 1. Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda. Dumnezeu se revelează deseori în istorie prin felurite metode. În acest punct, în istoria poporului său, se revelează printr-o vedenie care o dă prorocul lui Isaia. De fapt, cartea Isaia este o compilație a întregii cariere profetice a lui Isaia. Nu este o singură vedenie de la început până la sfârșit, ci este o culegere a lucrării sale în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un cuvânt de spus. Este evident care este scopul cărții și nu trebuie să căutăm mai departe decât în autorul cărții să înțelegem ce vrea să comunice Dumnezeu poporului său. Însă numele prorocului Isaia ne spune care este intenția lui Dumnezeu în mesajul său. Isaia, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Poporul lui Dumnezeu se află într-o stare de rătăcire, în această perioadă în care a slujit Isaia, vom vedea imediat cât de departe a ajuns poporul de Dumnezeu și cred că se poate trage un paralel foarte bun și pentru noi astăzi și cred că această carte ne vorbește și nouă, Biserica lui Dumnezeu, poporul său ales și ne atrage aceleași semnale de alarmă și în ziua de astăzi. În versetul 2 vedem, ascultați ceruri, ia minte pământ. Pentru că Domnul a vorbit, am îngrijit copiii și i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, iar măgarul știe ieslea stăpânului său, însă Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu mă înțelege.
Dumnezeu are un cuvânt de judecată de spus față de poporul său. El vrea să se judece cu poporul său și cheamă drept martor însăși cerurile și pământul. Postura corectă față de cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna una de ascultare. Și însăși pământul și cerurile se conformează cuvântul lui Dumnezeu și dau dovadă de acest lucru. Gândiți-vă la Geneza 1. Dumnezeu a spus și a fost. Însăși materia sau în acea vreme lipsa de materie s-a conformat. Dumnezeu a spus și a fost. Dumnezeu a spus să fie lumină, a fost lumină. Dumnezeu a spus să fie ape, au fost ape. Sau gândiți-vă dacă vreți acea scenă, Iisus pe Marea Galilei și calmează furtuna. Cuvântul Domnului Iisus Hristos este suficient încât natura să se conformeze. Așa că Dumnezeu atrage atenția și spune ca și martori aduc însăși pământul și cerurile la cuvintele mele de judecată pentru că ele înțeleg care este postura corectă în fața cuvântului Dumnezeu și anume una de ascultare. Nu există nicio altă postură care să permite atunci când Dumnezeu vorbește. Versetul 2. Pentru că Domnul a vorbit. Dumnezeu s-a descoperit față de copiii săi. Ne-a crescut ca și niște copii, ca și niște prunci. Ne-a dat hrană spirituală, s-a îngrijit de noi, s-a revelat față de noi. De-a lungul miilor de ani, în 66 de cărți, a avut grijă ca să ne dea toată hrana spirituală necesară ca să creștem ca și niște copii. Iar noi ne-am răzvrătit. Poporul său, de-a lungul anilor în istorie, s-a răzvrătit. Cu fiecare revelație a lui Dumnezeu, cu fiecare judecată a lui Dumnezeu, cu fiecare chemare la pocăință, poporul s-a răzvrătit și se răzvrătește în continuare biserica sa. În versetul 3 vedem că animalele înțeleg care este mersul natural al lumii. Boul și măgarul recunosc glasul stăpânului și îl ascultă. Dar cu omul nu este tot așa. Poporul ales al lui Dumnezeu ajunge într-o stare în care ne spune textul nu îl cunoaște și nu îl înțelege. Vântul ascultă de Dumnezeu. Pământul ascultă de Dumnezeu. Natura ascultă de Dumnezeu. Animalele care nu au pic de inteligență înțeleg care e mersul lumii și se conformează mersul lumii. Ci omul a ajuns într-o stare așa de decăzută încât nu îl mai cunoaște pe Dumnezeu care în mod continuu se revelează față de om. Și nu îl mai înțelege pe Dumnezeu care în mod continuu îi vorbește. Versetul 4. Ah, neam păcătos, popor încărcat cu nedreptate, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Ei l-au părăsit pe Domnul, l-au disprețuit pe Sfântul lui Israel și i-au întors spatele. Ce folos să mai fiți pedepsiți de vreme ce stăruiți în răzvrătire? Tot capul e bolnav și toată inima suferă. Starea spirituală devine așa de deplorabilă. Poporul este așa de încărcat cu nedreptate. Nu doar că comite nelegiuirea, dar dau naștere nelegiuirii. Textul spune, sunteți o sămânță de nelegiuiți. Acțiunile noastre au consecințe, fraților, dincolo de acum și aici. Dincolo de astăzi sau mâine. Suntem responsabili ca și biserică, ca și familii, ca și creștini, suntem responsabili pentru ce fel de sămânță vom fi. Acțiunile noastre, cuvintele noastre, atitudinile noastre au efecte care merg dincolo de astăzi, dincolo de acum și care reverberează în generații viitoare. Suntem responsabili pentru ce fel de sămânță vom fi. Vom fi o sămânță de nelegiuiți sau vom fi o sămânță de copii al lui Dumnezeu? Vom fi o sămânță de oameni care întorc spatele față de Dumnezeu și față de cuvântul Său? Sau oameni care iubesc cuvântul și care iubesc pe Dumnezeu, care împlinesc cuvântul? Așa de gravă este starea poporului. Și îmi permit să spun,
și a bisericii din ziua de astăzi, și nu mă refer doar la Biserica Sfânta Treime, ci mă refer la Biserica Universală, la bisericile de pretutinde. Așa de gravă este această stare, încât Dumnezeu își pune întrebarea dacă mai are rost să-i pedepsească. Cunoașteți cu toți care sunteți părinți acel sentiment. Când copilul se răzvrătește și e așa de rău și îl pedepsești și îi explici și iar îl pedepsești și la un moment dat ești așa de epuizat cu copilul încât zici nu mai are rost să te bat. Ești așa de diabolic încât nu mai are rost să te bat. Îngrozitorul lucru ca Dumnezeu să facă o asemenea afirmație. El care spune în Sfânta Scriptură căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Acest Dumnezeu să zică, oare mai are rost să vă pedepsesc? Atunci când, așa cum vedem în versetul 5, stăruim în răzvrătire, când păcătuim cu voia, s-ar putea ca Dumnezeu să ne lase în voia minții noastre. S-ar putea ca pedeapsa supremă a lui Dumnezeu asupra noastră să fie o lipsă de pedeapsă. Atunci când lucrurile parcă merg bine, atunci când lucrurile parcă sunt ok, atunci când parcă nu suntem pedepsiți și nu suntem osândiți, s-ar putea ca Dumnezeu să fi spus, nu mai are rost nici să vă pedepsesc. S-ar putea ca Dumnezeu să ne lase în voia minții noastre. Pentru că am fost privilegiați, fraților. Am avut parte de toată descoperirea, de toată hrana spirituală și ne-am întors spatele ca și biserică. Ca și unii care în țara aceasta ne numim creștini, am avut privilegii deosebite. Am avut 100 și ceva de ani de creștinism evanghelic în această țară. Sute de mii de predici. Sute de mii de cântări cântate. Nenumărate ore de rugăciune. Și în continuu întoarcem spatele lui Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să zică, pentru faptul că ne-am întors spatele la aceste mari privilegii, vă las în voia minții voastre. Problema cu biserica din ziua de astăzi nu este doar că uneori faptele noastre sunt rele sau false. Problema este una de esență. Problema este una lăuntrică. Vedeți în versetul 5. Tot capul e bolnav și toată inima suferă. În alte cuvinte, rațiunea noastră, gândirea noastră, e infectată, e păcătoasă, e o problemă din lăuntru. Faptul că sunt simptome exterioare e prea puțin important. Problema este din lăuntru. Tot capul este bolnav. Gândirea noastră. Permiteți-mi să spun teologia noastră. Înțelegerea noastră despre cine e Dumnezeu este bolnavă. Și sentimentele noastre sunt false și idolatre. Inima noastră suferă. Problema bisericii de astăzi este că nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu în mintea ei așa cum este El. Și cu inima ei este departe de El. Este imposibil să fii aproape cu inima de un Dumnezeu care mintea nu-L mai cunoaște. Versetul 6. Din tălp și până în cresteț, nimic nu este sănătos. Doar vânătăi și răni. Răni sângerând. Care nu s-au uscat și care n-au fost legate sau alinate cu un de lemn. Țara voastră este pustie, cetățile voastre sunt arse de foc, câmpurile voastre sunt devorate de străini, chiar în fața voastră, țara vă este devastată, deoarece a fost răscolită de străini. Fica Sionului este părăsită ca o colibă în vie, ca un adăpost într-un ogor de castraveți, ca o cetate asediată. Dacă Domnul Oștirilor nu ne-ar fi lăsat câțiva supraviețuitori, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Versetul 6 arată efectele extraordinare acestei boli interioare cu care ne confruntăm noi astăzi și cu care s-a confruntat poporul lui Dumnezeu în acea vreme. Capul și inima noastră, rațiunea și sentimentele noastre sunt
bolnave și să manifestă această boală prin simptome care vin și se arată din talpă și până în creasta capului nostru. Suferințele vizibile care le trăim în bisericile noastre, rănile externe care le vedem, eșecurile în slujire, falimentele și așa mai departe cu care ne batem și cu care ne confruntăm, cu care mulți dintre noi trăim cu sechele pentru că am trăit în asemenea biserici și am văzut rănile acestei boli. Acest faliment este o simptomă a falimentului lăuntric, a falimentului rațiunii și a inimii noastre. O minte care nu mai înțelege drept cuvântul lui Dumnezeu și o inimă care nu mai iubește în mod sincer pe Dumnezeu. Această stare de suferință, de bolnăvie, lasă pe poporul lui Dumnezeu vulnerabil. L-a lăsat vulnerabil atunci și vedem că Isaia spune ce se va întâmpla în această stare și lasă Biserica lui Dumnezeu vulnerabilă și în ziua de astăzi. Suntem vulnerabili la atacurile satanei atunci când suntem în această stare decăzută. Așa că vedem, țara voastră este pustie. La fel ca și bisericile noastre. Fie ele baptiste, penticostale, ortodoxe, ele sunt pustie. Și dacă sunt pline, sufletește, sunt pustie. Câmpurile voastre sunt devorate de străini. Am putea spune în ziua de astăzi, sferele unde biserica și cuvântul lui Dumnezeu avea ultimul cuvânt. Astăzi suntem irelevanți pentru societate. Astăzi nu mai avem nimic de spus și străinii ne spun ce și cum în aceste sfere. Fie aia educație, fie aia familie, fie aia așa mai departe. Țara este devastată deoarece a fost răscolită de străini. Nu vă mirați că astăzi, chiar în România, avem crize morale. Se fac parade pentru homosexuali. Avem crize religioase. Cea mai mare moschee din Europa se va construi la București. Țara este devastată de străini pentru că cuvântul lui Dumnezeu a părăsit țara. Pentru că cei care pretind că vorbesc pentru Dumnezeu, să mă ierte Dumnezeu, dar sunt bolnav la minte și sunt bolnav la inimă. În versetul 9 vedem că totuși Dumnezeu nu ne-a abandonat. Lasă totuși o rămășiță. Și atunci, vedem și în vremea lui Pavel și cred că este valabil și astăzi, a lăsat câțiva care să supraviețuiască. Sunt încă credincioși adevărați. Sunt încă oameni în țara aceasta, sunt oameni în orașul acesta, în bisericile Domnului de pretutinde mai sunt încă oameni care au mintea și inima lor lipită de Dumnezeu și de cuvântul Său. Altfel, ne-am fi asemănat cu Sodoma și cu Gomora. Vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este pregătit să cruțe o întreagă cetate pentru o mână de oameni. Vedem că El este pregătit să cruțe lumea dacă se găsește o mână de oameni. Dacă astăzi România nu este în paragine totală, este pentru că încă mai rămas o rămășiță în România. Încă mai sunt oameni care cu inima și cu mintea lor sunt lipiți de Dumnezeu. În momentele în care o țară ajunge într-o stare așa de deplorabilă încât această rămășiță dispare, dispare și binecuvântarea lui Dumnezeu din acea țară. Chiar și binecuvântarea materială. Altfel, ne-am fi asemănat cu Sodoma și cu Gomora. Dar Dumnezeu încă nu ne-a abandonat. Dumnezeu cheamă mulți, dar alege puțin. Succesul conform planului Dumnezeu nu este doar o creștere numerică. Nu este doar ceea ce își doresc bisericile de astăzi, ca să fie mii de oameni și să fie clădiri și instituții și așa mai departe. Succesul conform planului Dumnezeu este o creștere în ascultare. Este o creștere în sfințenie. Atunci când Domnul Iisus Hristos, și vă aduceți foarte bine aminte, are cuvinte grele de spus și publicul îl părăsește. Toți cei care îl urmau până acel moment, zic, cuvântul ăsta a fost prea greu. Și îl părăsesc și rămâne cu cei 12.
Și se întoarce la el și Domnul Iisus spune: voi nu vreți să vă duceți. Domnul Iisus Hristos n-a căutat niciodată o creștere numerică, ci o creștere în ascultare. A pretins întotdeauna o postură de ascultare în fața cuvântului său absolut. Și dă șansa oricui în momentul în care nu-i mai disponibil să plece. El nu vrea să strângă gloate. El strânge la oaltă o turmă. O turmă mică. Și este gata pentru o singură oaie să lase toate și să meargă după ea. Succesul în împlinirea planului lui Dumnezeu este o creștere în ascultarea cuvântului. Nu doar o creștere numerică. Versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei. Luați aminte la legea Dumnezeului nostru, voi popor al Gomorei. Atenție! Nu vorbește Sodomei și Gomorei aici. Vorbește poporului Israel. Dar așa de mult au ajuns să se asemene cu aceste cetăți blestemate, încât le se adresează precum ar fi ei. Ce este pentru mine mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor îngrășați. Nu-mi place deloc sângele taurilor, armeilor sau al țapilor. Cine v-a cerut să vă înfățișați înaintea mea pângărindu-mi curțile? Nu mai aduceți jertfe fără rost. Mi-e scârbă de tămâia voastră. Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea. Lunile noi, sabatele și adunările voastre, sufletul meu urăște lunile voastre noi și sărbătorile voastre. Ele au devenit o povară pentru mine. Sărbătorile noastre au devenit o povară pentru Dumnezeu. Atunci când ne aflăm în această postură decăzută, am obosit să le mai port. Când vă veți ridica mâinile, îmi voi ascunde ochii de voi. Chiar dacă veți face multe rugăciuni, nu le voi asculta. Mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă și curățiți-vă. Îndepărtați faptele voastre rele dinaintea ochilor mei. Nu mai faceți rău, ci învățați să faceți bine. Căutați dreptatea, scăpați pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului și vorbiți în apărarea văduvei. Poporul Israel încearcă să se justifice în fața lui Dumnezeu cu religiozitatea lor, cu programele lor, cu rugăciunile lor, cu corurile lor, cu fanfarele lor, cu clădirile lor imense și așa mai departe. Prin jertfele sale, prin închinările lor, prin codul lor moral. Și Dumnezeu le spune: sunteți echivalenți cu cei din Sodoma și Gomora. Sunt puțin impresionat de toate lucrurile astea care le faceți, crezând că vă puteți justifica în fața mea. Voi, poporul meu ales, așa le spune Dumnezeu, noi, biserica lui, dacă am ajuns să credem că Dumnezeu poate fi înduplecat cu jertfele noastre, cu dărnicia noastră, cu cântarea noastră, cu poeziile noastre, dacă am ajuns să credem că Dumnezeu poate fi mituit în acest fel, am ajuns mai rău decât Sodoma și Gomora. Dumnezeu spune: nu mai aduceți jertfe fără rost. Atunci când inima noastră nu este potrivită în fața lui Dumnezeu, atunci când mintea noastră nu-L înțelege pe Dumnezeu așa cum este El, jertfele sunt pe degeaba. Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea. Cel mai mare păcat, fraților, nu este crima sau furtul sau chiar homosexualitatea. Cel mai mare păcat în această lume este lipsa de credință. A nu-L crede pe Dumnezeu în baza cuvântului Său este cel mai oribil păcat. Așa că atunci când noi ca și adunări ne întâlnim la oaltă și vorbim lucruri neadevărate despre Dumnezeu și le credem, îl dezonorăm pe Dumnezeu mai mult decât orice altce păcat. Orice am putea face noi, nu-L poate dezonora pe Dumnezeu așa de mult decât lipsa noastră de credință în Dumnezeu așa cum este El.
Așa că adunările noastre și jertfele noastre sunt în pericol să fie fără rost dacă mintea noastră și inima noastră nu sunt conform cuvântului său. Dumnezeu cere o schimbare la nivel lăuntric. O schimbare care numai El o poate produce. El vrea o inimă nouă și vrea o minte transformată. El vrea o credință reală care este vie și produce rod. Versetul 16. Spălați-vă și curățiți-vă. Nu mai faceți rău. Până când vom veni în fața lui Dumnezeu cu pretenția că îl cunoaștem? Dar viața noastră va mărturisi opusul. Până când vom trăi o viață duplicitară? Până când ne vom baza pe religia noastră și nu pe credința noastră în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră? Schimbă-ne Tu, Doamne. Amin. Transformă inimile noastre. Transformă mintea noastră. Curăță viețile noastre și ascultă din nou rugăciunile noastre ca și biserica Ta, ca și aleșii Tăi care am rătăcit în această țară. Amin. Versetul 18 începe semnalarea sfârșitului acestei secțiuni. Veniți acum să ne judecăm, zice Domnul. Deși păcatele voastre sunt ca o haină stacojie, ele se vor face albe ca zăpada. Deși sunt roșii ca purpura, ele se vor face ca lâna. Dacă veți vrea și veți asculta, vă veți hrăni cu ce are țara mai bun. Dar dacă veți împotrivi și vă veți răzvrăti, veți fi devorați de sabie, căci gura Domnului a vorbit. Veniți acum să ne judecăm, zice Domnul. După ce în acest pasaj Dumnezeu arată starea deplorabilă a poporului, felul în care îl dezonorează și faptul că el este gata ca să îi respingă în mod total și nici măcar să nu-i mai pedepsească. După ce Dumnezeu pronunță aceste lucruri asupra poporului, un ultim semnal de alarmă și zice, gata, suntem gata pentru judecată. Veniți acum să ne judecăm, zice Domnul. Dar ce urmează este uimitor. Un singur cuvânt schimbă traiectorul discuției lui Dumnezeu cu noi. Deși, uitați, deși păcatele voastre sunt ca o haină, deși suntem în starea aceasta deplorabilă, deși bisericile noastre sunt pe moarte, deși învățătura noastră de multe ori este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, deși închinarea noastră este doar o formă fără substanță, deși viața noastră este duplicitară, deși mintea noastră este bolnavă și inima noastră este rea, deși toate lucrurile astea sunt adevărate și păcatele noastre sunt ca o haină mânjită, El ne va face albe ca zăpada. Este incredibil să te gândești la așa ceva. Dar acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul care mântuiește. Acesta este Dumnezeul care poate să dea iertare. Dar există o condiție. O schimbare care Dumnezeu vrea să o producă. Dacă veți vrea și veți asculta, mântuirea fraților implică o schimbare a voinței noastre și o transformare a vieții noastre. O schimbare care însuși Dumnezeu nu mai o poate produce. În această seară nu putem decât să mergem și noi în fața lui Dumnezeu și să ne mărturisim starea de păcat, să mărturisim faptul că am ajuns departe de cuvântul Său, ca și indiviz, deseori ca și biserică, ca și țară. Să mărturisim că am încercat să ne mântuim noi înșine. Prin faptele noastre, prin religia noastră, prin manifestările noastre, prin jertfele noastre. Să mărturisim că bisericile noastre sunt bolnave, sunt doar umbre a unei închinări adevărate. Și să cerem ca El să se îndure. Amin. Să cerem ca El să sufle viață peste aceste oase moarte, să revarse din Duhul Său peste această țară, peste acest oraș, peste această adunare. Amin. Și să dea apă vie. Amin. Pentru că alternativa, fraților, este îngrozitoare. Dar dacă vă veți împotrivi și vă veți răzvrăti, veți fi devorați de sabie, căci gura Domnului a vorbit.
Postura în fața cuvântului Dumnezeu este doar unul de ascultare. O deviare de la o postură de ascultare aduce asupra noastră o sânda lui Dumnezeu. Faptul că ea nu vine în mod instantaneu. Faptul că Dumnezeu nu mă trăznește pe mine acum pe loc pentru greșelile care le-am făcut. O iotă care am uitat-o din cuvântul său este demnă ca eu să plătesc cu viața mea. Păcatele care le-ați făcut în ziua de astăzi. Faptul că Dumnezeu încă mai așteaptă și este răbdător, este doar harul său. Dar până la urmă, alternativa este îngrozitoare. Sabia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu va veni asupra noastră ca și indivizi, ca și familii, ca și biserici și ca și țară. Așa că în momentele în care urmează, printr-o soră și un frate, aș vrea să venim în fața lui Dumnezeu și să ne mărturisim starea de păcat. Aș vrea să venim în fața lui Dumnezeu și să-i cerem să îndure de noi. Să ne transforme mintea, să ne transforme inima, să ne transforme biserica, să ne transforme orașul și să ne transforme țara.